Îmi amintesc, domnule Baconschi, și ce a scris presa internațională atunci când România a intrat în NATO. Au fost și atunci inflamări în unele părți. Nu știu, acum sunt speculații. Acest articol din Cotidianul Italian a apărut la puțin timp după ce a fost anunțată data aderării României la Uniunea Europeană. E forțată? Da, noi suntem deja suficient de europeni ca să știm că există viguroase curente de euroscepticism care străbat corpul politic, social al Occidentului, în spațiul Europei de vest, să spunem. Oamenii se tem, nu ne cunosc, au văzut și destule chestii care nu promit ceva bun și au avut microexperiențe negative, să spunem, cu tot felul de oameni din Est. E o angoasă cu intensități variabile, dar care are să fixează pe acest celălalt care te copleșește și îți alterează stilul de viață și până la urmă îți ocupă locurile de muncă sau îți amenință prosperitatea cu care te-ai obișnuit. Deci noi deja știm că există astfel de percepții, medii sociale, pe care bineînțeles că presa le reflectă într-o formă sau alta, din considerente publicistice sau politice chiar. Un ziar de dreapta și partidele de dreapta, evident, sunt mai etniciste, mai naționaliste, sunt dispuse să demonizeze străinul cu mai mare ușurință și o fac adesea în stil populist. Dar există nu numai un dar, și alte realități, alte nuanțe, însă și o responsabilitate a mainstream-ului politic democratic, care, de exemplu, în Italia știe foarte bine ce importanță considerabilă are România din punct de vedere economic deja, ca partener al Italiei, și toată lumea din politică spune sotto voce că acești imigranți sunt extrem de necesari și că, dată fiind îmbătrânirea populației și afinitățile culturale, de preferat să ai români. Dar o senzație de disconfort trebuie să recunoaștem, încercăm când mai auzim de astfel de lucruri. Ne doare, ne pasă. Fără îndoială, dar nu înțeleg de ce nu am practicat aici și celălalt, cum să spun, gest sau trop, dacă vreți, jurnalistic. Anume să ne uităm și la cazurile pozitive. Nu, exemplare, eventual luminoase. Există și asemenea... Acesta a fost motivul pentru care v-am invitat. Luminoasă a fost acel lucru. Nu sunt, deocamdată, nu sunt subiectul unui articol de presă, nici măcar în Marea Britanie. Dar sunt curioasă, congresul dumneavoastră. Da. Despre congresul de la București s-a scris? Nu, asta s-a scris. Mediile academice în reviste de genul Arheusului pe care le editați dumneavoastră? Da, dar aici apare diferența majoră și pe care trebuie să o înțelegem cu atât mai mult în România. Ceea ce în România pare să aibă o conotație culturală și eventual și o dimensiune politică. Spațiu public a fost într-adevăr în zilele 20-23 septembrie populat cu acești congresiști savanți, nu? Care au vocația recluziunii în bibliotecă. Într-o țară fără o catedră de istoria religiilor și fără un institut. Tocmai pentru că aceste absențe sunt maxime și notorii, noi a trebuit să dăm un eveniment pur științific inițial o conotație politică și culturale. În mod normal, un asemenea congres la Londra, congresul de bizantinistică, poate să beneficieze eventual de înaltul patronaj al prințului de Wales sau eventual unei alte personalități politice, însă nu e un eveniment cultural. Distinția între ceea ce înseamnă știință ca atare și cultură e mult mai mare și asta ține de o evoluție istorică specifică a celor țări. La noi, din păcate, un eveniment științific tinde să devină tot mai puțin științific și tot mai mult cultural și atunci granițele se separă. Da, asta pentru că nu avem o catedră. Exact. Pentru că nu e instituționalizat. Pentru că avem nevoie de retorică, pentru că avem nevoie de muncă, trebuie de convingere. Trebuie făcut lobby și trebuie făcut. Forțate niște evidențe. Sigur, când ai atâția mari istorici ai religiilor, nu numai Eliade, oameni care s-au ocupat ca orientaliști sau altceva de alteritatea religioasă, și care, în pofida pionieratului lor intelectual prestigios, n-au reușit să pună pe picioare o catedră, un departament serios de studii, un institut
de studii de istoria religiilor și eu sper că... Clar. Ecourile sunt extraordinare deocamdată, n-am primit decât scrisori de mulțumire și de încurajare, avem chiar un dosar care cred că se întărește sau capătă conturi de la o zi la alta, pentru că sunt profesori mari care ne scriu de la diverse universități și ne scriu cu scrisori, cu antet, pentru a sprijina aceste proiecte. Și cred, domnule Neamțu, că aveți tot interesul să bateți fierul cât e cald. Să mediatizăm și să continuăm. Să nu lăsați acest proiect la jumătatea lui. Fără îndoială. Adică să, într-un viitor apropiat, poate din toamna anului viitor, să avem la București sau chiar mai devreme o catedră de istoria religiilor. Vorbeam din anul universitar. Cred că sunt două lucruri diferite aici. E vorba de un proces care atinge universitatea și știm care sunt lentorile în spațiu universitar și asta și din punct de vedere legislativ, nu? Și apoi e vorba de un institut care poate fi atașat Academiei sau poate fi de sine stătător și care să aibă o grilă, care să aibă un soi de stratagemă autonomă și care cred că poate fi făcut cu mult mai multă voință politică și mult mai mare rapiditate. Și atunci este în mod cert un câștig, orice prilej cu care România se poate afirma în astfel de manifestări academice, culturale, în manifestări ca membru activ al manifestărilor din comunitatea internațională, cum a fost SOMEU? Categoric și las. Adică vorbim noi așa de dragul de a vorbi sau chiar sunt importante? Nu, și e cu atât mai important când reușești să generezi un eveniment la tine, acasă. Deci asta e cert, că atunci când alții fac efortul de a veni, e o recunoaștere mult mai importantă și mai durabilă ca ecou decât atunci când pur și simplu participi tu din țara ta, trimiți o delegație, orice a fi. Deci, așa ca român, îmi doresc să vedem tot mai des în capitală evenimente internaționale, pentru că ele au început, așa, au avut un... cam după dezghețul din 97, aș spune, au început să-și facă prin diverse fisuri ale zidului loc, însă nu s-au banalizat, nu suntem familiarizați cu ele. Ori nu le înțelegem când apar, ori ne socotim deranjați, ori nu le vedem beneficiile, deci... Ori ne socotim nevrăniți sau suntem temători că ele ar putea să ne iasă de... Iată, 2007 da, e Sibiu. Da. Da, e deci am avut vizita papală, am avut apoi Sant'Egidio, iarăși comunitatea Sant'Egidio, înainte a vizitei papale, a organizat totuși o mare reuniune anuală a liderilor religioși. Numele Dumnezeu este pace, nu? Exact, sau... da. Și care iarăși a strâns la București. Sigur, erau de un exotism frapant, incurabil atunci prezențele respective, dar ne-am învățat și noi treptat să le încadrăm, să le punem în propriul context, să le înțelegem miza și să vedem ce ne aduc.